În ultimele 24 de ore, polițiștii au verificat peste 20 de societăți comerciale cu privire la respectarea măsurilor impuse în această perioadă. De asemenea, s-au aplicat și 24 de sancțiuni contravenționale. În această perioadă, polițiștii au verificat peste 180 de societăți comerciale cu privire la respectarea regulilor impuse. Poliția locală a desfășurat misiuni de verificare a purtării măștii de protecție în mijloace de transport în comun, în urma cărora au fost sancționate două persoane cu avertisment conform legii. Au fost vizate zonele aglomerate de pe raza județului Mehedinți, centrele comerciale, piețele, târgurile, terasele, ștrandurile, cluburile în aer liber și zonele de promenadă. De asemenea, au fost efectuate verificări privind transportul intern și internațional de persoane. În acest weekend, în urma activităților desfășurate, au fost controlate peste 180 de societăți comerciale de pe raza județului Mehedinți. În total, au fost aplicate 120 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 52.000 de lei. Acțiunile vor continua zilnic în următoarele 2 săptămâni cu scopul de a conștientiza cetățenii cu privire la respectarea măsurilor de protecție împotriva infecției cu noul coronavirus. De asemenea, pompierii mehedințeni au efectuat 10 misiuni pentru prevenirea și eliminarea răspândirii COVID-19.